E destructiv să ne certăm. E constructiv să comunicăm. Merită, de dragul rezultatelor, să facem efortul de a comunica, îndepărtându-ne de a ne certa. Pentru aceasta, un prim pas este să știm beneficiile comunicării și de serviciile certurilor. De serviciile certurilor cam știm cu toții că am trecut prin ele. Nu ne-am simțit bine după un scandal monstru peste noapte cu partenerul de viață. Desigur, nici vecinii nu s-au simțit bine. Unda de șoc, victimele colaterale. Dacă știm aceste lucruri, tindem să ne depărtăm de suferință. Dar e un tipar acolo. Ne e de ajutor dacă știm care sunt beneficiile. Care sunt avantajele de a nu ne mai certa. Și aici putem învăța singuri. Hai să menționăm câteva, la nivel fizic. Păi, mă simt mai plin de energie. Când mă cert, mă simt epuizat. Deci, descărcare energetică. În cazul în care ai o comunicare armonioasă. Păi chiar te simți încărcat energetic, te simți susținut de celălalt. Parcă nici nu mai ai nevoie de mâncare. M-am întâlnit anul trecut pe un drum din Ardeal cu un ardelean care încărca un bidon de apă la izvor înaintea mea și ne-am dat în vorbă și mi-a spus la un moment dat, zice, când mă împac bine cu cineva, totul zice, nici de mâncare nu mai am nevoie. Dar și când mă cer cu cineva, nici nu mai vine să mănânc și nici somn nu mai am. Uite, un om simplu, cât de clar era pentru el ce se întâmplă în corpul lui, în mintea lui, atunci când se ceartă și atunci când de fapt se împacă bine cu cineva. Nu putea nici să doarmă când se certa cu cineva. Până la urmă, aceasta e normalitatea. Nu să mă cer cu cineva să-i provoc suferință și să dorm liniștit. Ar fi bine să am ceva procese mentale pe acolo de analiză, să văd ce ar putea fi reparat ca situația să nu se repete. Ei bine, cunoscând care sunt deserviciile certurilor și care sunt avantajele de a nu ne certa, noi căpătăm motivația. Noi avem nevoie, mintea noastră este foarte analitică, mai ales mintea occidentalilor. Ei vrea să știe. E adevărat că asta alimentează mintea și nu prea o liniștește. Dar așa funcționăm noi occidentali. Noi vrem să știm avantajele. Mie ce mi se întreabă asta? Și plecăm de aici de unde suntem și cum funcționăm. Pentru aceasta, ca să scăpăm de certuri, trebuie să învățăm de avantajele de a nu ne certa. Ce ne iese de aici? Un corp mai sănătos, energie mai multă, vitalitate, longevitate, pentru că știm că atunci când ne certăm și ne supărăm, există studii făcute de Asociația Medicilor de Inimă, de boli cardiovasculare din Statele Unite, care arată că infarctul, undeva la peste 50% din infarcturile care se produc anual în Statele Unite sunt produse în următoarele 3-4 ore după o supărare. Eventual produsă de o ceartă, de un conflict. Iată cât de important poate fi pentru menținerea sănătății să eliminăm certurile. Pentru că după o ceartă, după o tulburare emoțională și mentală, se cam poate termina viața. Sau se poate termina mobilitatea, rămânem în viață, dar un atac vascular cerebral se poate termina și cu acest denodământ. Vrem acest rezultat? Nu. Dacă nu-l vrem, e necesar să construim rezultatele diferite. Asta se face prin acțiuni precise. Certa duce la anumite rezultate, evitarea certurilor la alte rezultate. Conștienți de acest lucru, căpătăm motivație. De aceea, pentru cei care cred că ar putea să se îndepărteze și-ar dori să se îndepărteze de eventualele certuri pe care le au cu cei din jur, un prim pas este să conștientizeze de serviciile și avantajele. De serviciile certurilor și avantajele eliminării certurilor și avantajele comunicării armonioase.